vești bune pentru ieșeni. Transportul public ieșean urmează să fie îmbunătățit. Primarul municipiului a dat asigurări că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiei de transport public și cei de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, urmează să implementeze mai multe proiecte în următoarele 24 de luni. În plan există și cumpărarea a 16 tramvaie și a 36 de autobuze electrice, proiectul fiind deja aprobat de Ministerul Dezvoltării. Transportul public ar putea fi modernizat în următoarele 24 de luni. Anunțul a fost făcut astăzi de către primarul Mihai Chirica în cadrul unei conferințe de presă susținută la Palatul Rosnovanu. În principiu, se are în vedere eficientizarea transportului public de călători, extinderea acestuia în zona metropolitană, înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public, și, desigur, urmărirea implementării contractului de delegare de servicii publice de transport de către municipiul Iași, către compania de transport public Iași, în conformitate cu legislația europeană în vigoare. Avem câteva elemente de noutate, în sensul că este prima dată când lucrăm cu o firmă din Israel contractată de către Banca Europeană și care are o experiență deosebită în managementul transportului public de călători, în România, în Olanda și mai ales în Israel. Deci, practic, până la sfârșitul acestei legislaturi, finanțarea proiectului se face din fondurile puse la dispoziție de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, căreia îi mulțumesc din nou pe această ocazie publică, atât pentru modalitatea în care a decurs proiectul de achiziție a autobuzelor pe care le-am adus pe parcursul anului trecut și începutul acestui an, dar și datorită colaborării foarte bune pe care am avut-o și în perioada anilor care au trecut. Sperăm ca urmare acestei asistențe tehnice să putem face din transportul public de călători în Iași unul dintre cele mai performante din întreaga țară și, de ce nu, să ne aliniem din ce în ce mai mult la cerințele europene privind calitatea transportului public. Primarul Mihai Chirica a spus că intenționează achiziția a două simulatoare pentru vatmani, dar în special pentru șoferii de autobuz, în vederea obișnuirii acestora cu mijloacele de transport electrice care ar urma să fie aduse la Iași. Există în plan cumpărarea a 16 tramvaie și a 36 de autobuze electrice, iar proiectul a fost deja aprobat de Ministerul Dezvoltării. În programul de consultanță să prevedem și achiziționarea a două simulatoare pentru vatmani și conducători auto, două simulatoare care să permită creșterea performanței în trafic a acestora. Mai există un singur simulator pentru vatmani în Germania, despre care știu eu. Simulator pentru autobuze n-am auzit deocamdată. Este vorba despre un simulator care să poată acomoda viitorii conducători auto cu autobuzele electrice în special. Totodată, edilul Mihai Chirica a ținut să-i avertizeze pe vatman și pe șoferii de autobuz, spunându-le că nu sunt suficiente investițiile pentru a avea transport modern și performant în Iași, ci mai este nevoie de un comportament adecvat. Un semnal serios de alarmă a fost tras în privința folosirii telefonului mobil în timpul mersului, însă au fost atinse și problemele vestimentației personalului, a curățeniei din mijloacele de transport și programului de circulație.